Cum facem să ieșim din vechile comportamente, din tiparele vătămătoare străvechi? Cum facem să ieșim din vechile făgașe? Ei bine, iată câteva etape pe care, dacă avem determinare, le putem parcurge astfel încât să ieșim din aceste urme adânci. Etapa 1, numărul 1, înseamnă asumare. Asumarea înseamnă să recunoști. Înseamnă să recunoști că te afli într-o astfel de situație. Înseamnă să te privești cu sinceritate, să ne privim cu sinceritate pe noi înșine și să vedem dacă ne regăsim într-un astfel de blocaj în viață, într-un anumit domeniu al vieții noastre. Să recunoaștem față de noi înșine că așa stau lucrurile. De ce? Să ne asumăm această răspundere, pentru că nimic nu se poate schimba dacă noi nu realizăm că suntem într-o situație de genul acesta. Dacă noi nu observăm și nu acceptăm că suntem într-o astfel de situație, nimic nu se poate schimba în absența acestei asumări a responsabilității. Pentru că noi vom considera că nu avem nimic de schimbat, că nu e nimic blocant, că așa suntem noi, că așa stau lucrurile. Și atunci, dacă noi considerăm că viața noastră merge și așa, sau este frumoasă și așa, nimic nu se va schimba fără voia noastră. În momentul în care ne asumăm răspunderea, realizăm că experiențele de viață pe care le avem sunt rezultatul comportamentelor, acțiunilor, modului de gândire și deciziilor pe care și noi le-am luat la un moment dat. Nu toate acestea vin din exterior. Da, există un context exterior flexibil, uneori nefavorabil, în care trăim. Dar experiențele pe care noi le avem în fața contextului exterior sunt în totalitate răspunderea noastră.